Bună ziua, stimați telespectatori, sunt Claudiu Neagoie și vă spun bun găsit la o nouă emisiune din Culisele Istoriei. Tema de astăzi, intitulată Ctitori și ctitorii din Argeș și Mușel, o să o dezbat împreună cu colegii și prietenii mei de la Muzeul Județean, Marius Păduraru, Ion Dumitrescu și Cornel Popescu. Bine ați venit, dragi prieteni! Am propus pentru emisiunea de astăzi o temă puțin altfel decât temele anterioare. Vom încerca să punctăm, așa, în linii generale, cele mai importante centre ecleziastice din spațiul argeșan și mușelean, cu referire în special la Evul Mediu. Și aș începe, înainte de toate, cu o întrebare. Cine în Evul Mediu avea dreptul de a ctitori biserici și mănăstiri? Actul de ctitorire este un fenomen istoric care a apărut la un moment dat în evoluția societății medievale românești. În Țara Românească și în Moldova, acest eveniment, acest moment a coincis cu independența acestor două state. Cei care aveau dreptul de a face aceste ctitorii, cer scuze, erau clasa privilegiată, care a fost reprezentată inițial de domn și apoi de marea boierime. Ulterior și alte clase sociale, precum orășenii, târgoveții sau țărănimea, dobândesc acest drept. Deci, recapitulând mai succint, de la întemeierea statelor medievale românești, dreptul de ctitorire a aparținut exclusiv domnilor. Dacă ne gândim la faptul că în Țara Românească prima mitropolie înființată în 1359... De Nicolae Alexandru la Curtea de Argeș. Așa. În cazul Moldovei, chiar dacă inițial avem niște centre episcopale de confesiune catolică în vremea lui Bogdan Lascu, da, și apoi a mușatinilor, da, avem prima mitropolie la Suceava în 1388. Exact. Vremea lui Alexandru cel. Deci domnitorii sunt primii ctitori, după care clasa privilegiată a marii boierimi încep, cam, da, de când? Cam trebuie de când să ne gândim. Boierii încep să ctitorească biserici. Boierii încep să ctitorească biserici cu pregădere de la începutul secolului al XVI-lea. Pentru că ei sunt principalii stăpânitori de pământuri, mari proprietari, pentru că un astfel de act presupunea un efort financiar deosebit. Astfel că marea boierime dobândește întâietate în fața domnului din această perioadă, până prin secolul al XVII-lea, al XVIII-lea. Din secolul al XVII-lea și celelalte categorii sociale, cum am spus, vor ctitori. E vorba de corporațiile meșteșugărești, brezlele. Mai ales în mediile urbane. În mediile urbane. Dar sunt și ctitorii, în general sunt biserici de lemn, în mediul rural. Putem spune telespectatorilor noștri care sunt cele mai vechi lăcașe de cult din zona noastră? Da, și aș vrea să mai, înainte de asta, aș vrea să punctez câteva lucruri. Pe lângă monopolul acesta al marilor boieri, ar fi vorba de un contract, practic, între ctitor și lăcașul respectiv. Pe de o parte, pentru că ctitorul avea dreptul să fie reprezentat în tabloul votiv, cu inscripție la respectivă, lăcașul respectiv, să zicem că existau situații când ctitorul nu avea moștenitori. Prin diata lui, confirmată apoi de alte, întărită prin hrisoave domnești, ctitorul lăsa o serie de proprietăți mănăstirii sau schitului pe care îl fonda și preoții sau călugării respectivi erau obligați să-i facă toate pomenile, să zicem, și să aibă mai departe grijă de mănăstirea respectivă, în schimbul acestor bunuri materiale pe care le primeau de la ctitor. Toate acestea sunt confirmate atât prin izvoarele paleografice, cât și prin cele epigrafice. Apoi ar mai fi de spus ceva despre ostentarea actului ctitoricesc.
Ctitorile sunt în ce mai somptuoase la mari boieri, la domni, pentru a reprezenta puterea domnului respectiv și a marii boierimi, ca și clasă privilegiată. În același timp, actul de ctitorire este și o ofrandă adusă divinității și, la fel, pentru ca cel care făcea lăcașul respectiv, ctitorul, să aibă un prestigiu în fața contemporanilor, dar și a posterității. Revenind la întrebarea ta... Da? Cele mai vechi centre ecleziastice, din Argeș și Mușcel sunt, evident, cele din primele capitale ale țării românești, Curtea de Argeș, respectiv Câmpul Lung. E vorba de Biserica Sfântului Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeș, Mănăstirea Negru Vodă. Biserica Veche a Mănăstirii Negru Vodă, Mănăstirea Codmeana, Mănăstirea Glavacioc. Astea ar fi cam cele mai vechi... Deși în literatura de specialitate se afirmă de cele mai multe ori că bisericile vechi, cele mai vechi biserici din spațiul românesc extracarpatic au fost construite din lemn, totuși în cele două reședințe domnești, de la Câmpul Lung și de la Argeș, ele au fost ridicate din piatră. Da. Și din câte știu eu, boierii pe moșile lor ridicau inițial biserici din lemn, după care le rezideau din piatră. Era o regulă sau? Nu era o regulă. În funcție de capacitatea materială de la momentul respectiv. În general, când făceau una de lemn, se gândeau ca mai târziu, când dobândeau stipendiile necesare, să poată să facă una de zid, din cărămidă sau piatră. Da. Legat de aceste vechi lăcașe de cult, citeam aseară, pregătind emisiunea de astăzi, de pildă despre Codmeana, lucruri pe care nu prea le știam, sau știam foarte puține, că este cea mai veche biserică de mănăstire din țara românească și chiar din spațiul românesc. Chiar are cel mai vechi clopot din vremea lui Dan I din țara românească, 1385. Care se păstrează în original. Da. Dar decanul Facultății de Istorie, Constantin Bărbulescu, mi-a atras atenția astăzi, de pildă, că cel mai probabil ctitorul acestei mănăstiri a fost Vladislav Laicu, pentru că el apare primul într-un pomelnic de la 1781, din vremea lui Alexandru Ipsilante. Deci e posibil ca... Da, e o întreagă discuție aici în literatura de specialitate. În ceea ce privește unii ctitor. Consideră ctitor ca pe Radu întâi tatălui Mircea cel Bătrân, alții pe Mircea cel Bătrân și alții, cum ai spus tu, chiar pe Vladislav I Laicu. Da. În situații de genul acesta, istoricii... Da. Sunt în controverse și e absolut normal. Știu că Muzeul Județean a făcut cercetări serioase de-a lungul timpului în anumite zone ale județului Argeș, acolo unde există vechi centre ecleziastice. N-aș vrea să rememorăm cercetările mai vechi. M-ar interesa cele mai noi, despre care publicul nu prea știe. Da. Și aș vrea să ne oprim la ultimul deceniu, 2005-2015. Unde s-au făcut cercetări, la ce biserici, la ce mănăstiri și ce noutăți? Da, Muzeul Județean Argeș este instituția care are drepturi prin lege să facă astfel de cercetări arheologice pe teritoriul județului Argeș. În 2005, Muzeul Județean Argeș a făcut cercetări arheologice la Mănăstirea Glavacioc din comuna Ștefan cel Mare, în partea de sud a județului Argeș. Este o mănăstire foarte veche care exista încă din vremea lui Mircea cel Bătrân. Probabil prima ei biserică a fost o biserică de lemn, noi nu am reușit să o găsim atunci. La Glavacioc se mai făcuseră cercetări înainte, de Dinu Veroseti, de Spiridon Cristocea, Anca Păunescu, Ene Laurențiu, Romeo Maschio, dar niciodată în biserică până atunci, cu excepția unui sondaj al lui Virgil Drăghiceanu din 1930, care fusese menit să găsească chiar mormântul ctitorului Vlad Călugărul. Vlad Călugărul este fiul lui Vlad Dracul și frate cu Vlad Țepeș, domn care a domnit în 1481, 1482, 1495, care a fost inclusiv egumen de mănăstire, se pare chiar acolo. Da, și a fost Călugăru. Și înmormântat. Da. A fost o campanie extrem de fructuoasă din anumite puncte de vedere, campania din 2005, la care am participat eu, nefiind atunci angajat al Muzeului Județean Argeș,
Colectivul de cercetare a fost format din domnul Spiridon Cristocea, directorul Muzeului Județean Argeș la vremea respectivă, domnul Romeo Maschio și eu. Ceea ce a fost foarte interesant a fost că am reușit să găsim fundațiile bisericii lui Vlad Călugărul, care era o biserică din Bolovanii de Râu, prevăzută cu un foarte interesant sistem de ventilație a fundației. La un moment dat fusese introdusă bârnă de lemn care a putrezit și au rămas orificiile prin care circula aerul. Ceea ce a fost important în această campanie a fost descoperirea a două pietre de mormânt, una din 1704 și alta de la Văleatul 7252, care, dacă nu mă înșel acum, înseamnă 1744. Este vorba despre piatra lui Vlad Călugărul prima. Nu este cea originară, este cea de-a doua, pentru că între timp probabil s-a distrus prima și asta a fost pusă în vremea lui Constantin Brâncoveanu de unul dintre egumenii mănăstirii la vremea respectivă. Iar cea de-a doua a aparținut unui preda Știrbei. Știrbeii aveau acolo mai multe posesiuni funciare în zonă și mai mulți membri acestei familii au fost înmormântați. Din păcate, cea de-a doua nu se păstrează întreaga inscripție, fiind din Gresie, prima este din Calcar. Și despre aceasta a lui Vlad Călugărul pot să vă spun că este o capodoperă a artei brâncovenești. Dacă am fost eu atent la imaginile puse de colegii noștri, pietrele au fost încastrate? Pietrele, da. Ele în momentul găsirii, norocul nostru a fost că la refacerea bisericii, care este biserica actuală a mănăstirii, în 1840-1843 de către Costache Faca, un boier pașoptist, ele au fost puse cu partea inscripționată în jos și așezate cumva oblic pe axul bisericii. Adică se călca pe... Nu, erau sub pardoseală, pe un strat de nisip, așa le-am găsit, și asta a făcut ca și inscripțiile, mai ales în cazul celei din Calcar, să se păstreze foarte bine. Mm-hmm. Aici avem imagini de la mănăstirea Glavacioc, și exact, au fost încastrate la intrare, de o parte și de alta a ușii. Aici vedeți o fereastră a bisericii lui Vlad Călugărul, care a fost descoperită după ce am făcut noi cercetările arheologice. Da. Alte șantiere unde? Alte șantiere ar fi în 2009. Am săpat la mănăstirea Bascovele. Mănăstirea Bascovele este pe teritoriul satului Ursoaia, comuna Codmeana, județul Argeș. Este o ctitorie cantacuzină de la 1695 a paharnicului, a comisului, ulterior paharnicului Șerban II Cantacuzino, care este fiul lui Drăghici Cantacuzino. El a fost căsătorit cu Maria I, fica lui Rustea Ghinea Văleanu, iar apoi cu Andreana Fălcăoianu. Murindu-i soția, Maria, prima soție, și o altă fică mică în vârstă de 4 ani, ctitorul Doboru de Durere a considerat necesar să facă acest lăcaș în memoria celor două ființe dragi. Nu a fost astrucat aici sau înmormântat, ca să vorbim pe înțelesul telespectatorilor. Ei fiind înmormântați la mănăstirea Comana, o altă ctitorie importantă a cantacuzinilor, în județul Giurgiu, unde probabil este înmormântat și Vlad Țepeș. La această mănăstire, care a fost o mănăstire de călugărițe, am reușit să găsim fundațiile bisericii cantacuzine, care au fost puternic afectate de cutremurul de la 1802 și probabil și cel de la 1838, cele mai mari cutremure din țara românească cunoscute, și astfel că biserica actuală a fost refăcută la 1843 de către Ștefu Nicolau, un grec din Pitei, și de către maica Platonida Căzănescu, cu stipendiile lor. Primul a ridicat-o de roșuri, iar cea de-a doua a făcut tencoiala și zugrăveala. Am găsit aici foarte multe morminte, unele dintre ele deranjate, cu un inventar sărac, pentru că erau morminte de călugărițe, dar ceea ce este interesant, majoritatea aveau la sub cap cărămida specifică pe care era inscripționat numele, iar uneori chiar data exactă a decedatei.
Da. Din câte știu eu, majoritatea cercetărilor au fost publicate și în anuarul muzeului. Da, majoritatea cercetărilor arheologice au fost publicate în anuarul Muzeului Județean Argeș și Argesis, seria istorie. Da, și bănuiesc că și cele viitoare. Da, da, și cele viitoare. Că da. Veni vorba de proiecte de viitor, v-aș întreba ce proiecte aveți pentru, așa, pe un termen mediu și poate mai lung. Sigur că da, Muzeul Județean Argeș. Apropo de cercetările arheologice. Muzeul Județean Argeș o să are un program special dedicat săpăturilor arheologice. Chiar colegii mei o să înceapă săpături. Domnul Marius Păduraru o deschidă pe 4 mai un șantier arheologic la Vărzaru. De asemenea, colegul meu Ion Dumitrescu o să efectueze săpături arheologice, o să continue, de fapt, săpături arheologice de la cele două castre, castrul roman Jidova și de la castrul de la Voinești. Chiar astăzi am discutat cu preotul paroh al Bisericii Sfânta Vineri din Pitești și o să avem și acolo niște săpături, în special în curtea, nu în biserică, ci în curtea bisericii, pentru că urmează a se amenaja acolo un parc. Sigur, poate pe viitor o să continuăm și șantierul de la Vieroș, din Mioveni. Iată, avem foarte mult de lucru și le urez spor la treabă, succes colegilor mei încă de pe acum și ție de altfel, pentru că știu, ești tot medievist, ca și colegul meu Marius Păduraru. Sigur, însă, aș vrea să anunțăm acum în premieră, anul acesta, la sfârșitul lunii mai, 28-30 mai, o să desfășoare lucrările sesiunii naționale de rapoarte arheologice la Pitești, Muzeul Județean Argeș, fiind organizator și împreună cu Universitatea din Pitești, Facultatea de Istorie, vom organiza această sesiune națională de rapoarte arheologice și, din câte eu cunosc, nefiind arheolog cei drept, din 1988 nu s-a mai organizat la Pitești o asemenea manifestare. Asta înseamnă că vom avea foarte mulți specialiști din țară. 50, în jur de 150 de arheologi de la muzeele din țară, universități, institute de profil, precum și membrii Comisiei Naționale de Arheologie și chiar Ministrul Culturii și-a anunțat prezența la această manifestare. Sigur, în urma acestei manifestări va fi publicată și o cronică cu rezultatele colegilor noștri arheologi. De? Nu pot decât să vă urez mult succes. Mulțumim. Aș vrea să revenim la cercetările pe care le-ați făcut în ultimii 10 ani și că a pomenit colegul Popescu de Vieroș. Da, la Vieroș s-au făcut ceva și despre Vieroș. Două campanii arheologice în 2012 și în 2013. Biserica a fost cercetată anterior. Campaniile din 2012 și 2013 au vizat incinta mănăstirii Vieroș. În 2012, mai multe detalii poate să vă dea colegul Ion Dumitrescu. El l-am rugat să participe o prezentare efectiv la acea campanie. Da. În primul rând, săpăturile arheologice la mănăstirea Vieroș s-au desfășurat pe latura sudică a incintei mănăstirii, iar eu împreună cu domnul Spiridon Cristocea și Romeo Maschio, în anul 2012, când au fost reluate cercetările, am efectuat în colțul de sud-est al incintei mănăstirii săpături, unde am dezvelit aproape în proporție de 45% un edificiu de mari dimensiuni, care, spre fericirea noastră, a putut fi și datat un edificiu cu pivniță. Am găsit, între altele, între descoperiri, două plăci de la sobă, cahle, care aveau inscripționate pe ele Simion Rusu, 1666. Acest tip de piesă a fost găsit și în orașul Câmpului. Iar aceste plăci au ca reprezentare vulturul bicefal, se leagă nemijlocit de Cantacuzini. Da. Din fericire avem și documentele. Avem, dar acum avem și imagini, imagini de la șantierul arheologic de la Vieroș. Este vorba despre o pivniță care a fost construită de Mareș Băjescu, Mare Ban, care făcea parte din clanul Cantacuzinilor. Ce se întâmplă? Pe vremea când era Mareș mare și puternic, după cum spune cronica țării românești, asta se întâmpla în vremea lui Radu Leon, probabil, cahla are ca în 1666, Vreau să vă spun că într-un document pe care l-am depistat recent, în 1669, când întreaga delegație de boieri pleacă la Constantinopol pentru a
dobândi o nouă domnie pentru Radu Leon. Nu s-a mai întâmplat așa pentru că domnul a fost ales în cele din urmă Antonie Vodă din Popești. Mareș a rămas singur ispravnic de tron în țara românească. Este singurul caz. Ispravnicii erau întâlniți mereu un număr de 2, 3, 4, chiar 5, dar niciodată unul singur. Deci în această perioadă Mareș a făcut un abuz, a luat două sate. E vorba de Poenari, unde noi avem astăzi un alt obiectiv, cetatea de la Poenari, din comuna Arefu, și Căpățâneni, care aparțineau acestei mănăstiri din vechime și, în schimb, deci l-a silit practic pe egumen și, în schimb, a construit acolo o pivniță și i-a mai dat și 100 de taleri. În vremea celei de-a doua domnie a lui Grigore Ghica, în 1673, domnul face un proces și Mareș este nevoit, căzând acum în disgrație, să redea aceste sate mănăstirii. Ei, trebuie spus telespectatorilor noștri că acest Mareș Băjescu a fost un personaj extrem de interesant. Da, a fost un om al epocii sale, cum a spus domnul Constantin Rezachievici despre el. Da, și domnul Spiridon Cristoce a dedicat chiar o monografie foarte serioasă. Ca de altfel și despre un alt mare boier, Stroile Urdeanu. Și Stroile Urdeanu și Teodoran Vlădescu, vreau să zic, de Teodoran Vlădescu. Da. Ar mai fi de adăugat că tot în campania din 2012 am descoperit la Vieroș un interesant sistem de aducțiune a apei, păstrat într-o stare de conservare foarte bună pe o lungime de 52 de metri, care alimenta fântâna ce se păstra încă până în 1977, la cutremurul din 1977, fântâna se păstra în fața bisericii. E de fapt un sistem similar cu ce se întâlnește astăzi la Muzeul Golești, unde în față este o fântână, în fața conacului, conacul în esența lui Stroiele Ordeanu. Același un sistem de genul acesta. Construcția de mari, edificiul acesta de mari dimensiuni a suferit refaceri și modificări până când biserica a devenit, mănăstirea a devenit biserică de mir la 1863. V-aș întreba așa, din descoperirile pe care le-ați făcut, cele mai interesante la mănăstirea, obiecte? Da, sau... păi a fost piatra lui Vlad Călugărul de la mănăstirea Glavacioc. La mănăstirea Valea am săpat tot în 2012, în formula colectivului fiind format din Spiridon Cristocea, Marius Păduraru și Ion Dumitrescu. Acolo s-a mai făcuseră cercetări anterior de către Flaminiu Mârțu, un cunoscut istoric câmpulungean. În anii 70. În anii 60, la sfârșitul anilor 60, care nu erau concludente, în sensul că nu descoperise biserica anterioară, ceea ce descoperise erau niște canale prin care circula aerul, tot așa, pentru aerisirea fundațiilor și a zidurilor. Și am găsit acolo trei morminte extrem de interesante, de la care am recuperat un inventar destul de bogat. Inele din aur, bumbi din aur, și inelele erau prevăzute cu geme, probabil romane. Sigur romane. Probabil romane, pe care pe una se află o sistra, parcă, și da, pe cealaltă un personaj. Sistra era o dansatoare, iar pe cealaltă foarte probabil un gladiator. Astfel de piese, inele cu geme interesante, sunt foarte, foarte frecvente chiar în zona aceasta Argeș. S-au mai găsit la mănăstirea la Tutana. Tutana. Foarte frumos. De fapt, la Retevoiești, la altă biserică. Ce se întâmplă? Boierile le adunau. La Romul a fost în antichitate, în epoca romană, un important centru de producere a gemelor, iar în Evul Mediu ele au fost adunate, sigur, de către... Și reutilizate. Și reutilizate de către boieri. Da, mărturisesc, stimați telespectatori, că e încântător să vezi așa o echipă de tineri pasionați de cercetarea arheologică și de istorie în general. Văd că aici ați venit și cu niște lucrări destul de voluminoase. Cum în emisiunea noastră facem și prezentare de carte, vă rog să... Eu aș vrea întâi să-l felicit în primul pe Marius Păduraru, dar și pe Ion Dumitrescu. Sunt trei dintre cărți sunt ale colegului meu, Marius Păduraru. Dacă el îmi permite să le prezint eu sau dacă vrea să facă el prezentarea. Sigur, cred că cel mai bine. Știu că această carte, o am acum în mână, este o carte de suflet pentru el. Comuna Bârlaj, județul Argeș, studiu monografic.
o monografie dedicată acestei comune, o carte scrisă împreună cu Aurelian Chistol, colegul nostru de la universitate. O lucrare aportă în 2010 la București. O recomandăm nu numai localnicilor în această comună, dar tuturor iubitorilor de istorie. De asemenea, tot... Urmează câteva volume. Câteva volume și aia este în onoare Marcel Dumitru Ciucă. Este un volum care a fost coordonat de Cristian Luca, de Claudiu Neagoie și de mine. Și în care dedicat profesorul nostru da, din facultate, de la doctorat, Marcel Dumitru Ciucă. Și sunt o serie de studii legate în special de mediu și de perioada modernă, scrise de mari istorici ai acestei țări. Sigur, o altă carte, Argeșul în țara românească între medieval și modern, studii de istorie și arheologie prin osul lui Spiridon Cristocea la 70 de ani. De asemenea, este o lucrare coordonată de Dragoș Mândescu, de mine și de către Cristi Dobre, Ionel Dobre de la Muzeul Județean Argeș. Da? Și conține mai mult studii de arheologie și de istorie medievală. De asemenea, avem o lucrare a lui Alexandru Magiaru, Asăneștii, istoria politico-militară a statului dinastiei Asan, 1985-1980, apărut la editura Cetatea de Scaun și o recomandăm cu drag telespectatorilor. Și văd că și tu ai venit cu... Da, o să te rog să arăți tu la cameră cartea și o să spun eu despre ea. Este vorba de volumul 4, Cultură, Istorie, Societate, editat de Biblioteca Ion Barbu din Câmpul Lung, în colaborare cu Cercul de Istorie Gheorghe Ibrătianu. O colecție de studii aparținând unor profesori de istorie, unor doctoranți de la Facultatea de Istorie din București, chiar și unor masteranți. Am reușit și în acest an să scoatem un astfel de volum cu materiale extrem de interesante. Cele mai multe dintre ele au fost prezentate acum 2 săptămâni la sesiunea profesorilor de istorie din județul Argeș, ediția a doua. Pentru că mai avem câteva minute, dacă doriți să mai faceți câteva completări sau să vă spuneți din planurile de viitor. Așa cum a spus domnul director Cornel Popescu, urmează să avem, să deschidem un șantier arheologic nou la Vărzaru, în comuna Merișani. Este o problemă încă dezbătută în istoriografia de specialitate, dacă această biserică este de secol XVII, mai exact din 1653, epoca Matei Basarab, ctitoria lui Radu Vărzaru Mare Armaș, sau dacă este o ctitorie a aceleiași familii din secolele XVIII-XIX. Sunt convins că cercetările arheologice vor rezolva această dilemă. Eu înclin să cred că este un moment de secol XVII. Da, vom vedea. Mai spunem telespectatorilor noștri că între Facultatea de Științe Socio-Umane și Muzeul Județean există un protocol de colaborare. Sper, ascultându-vă, că studenții noștri vor veni pe șantierele arheologice pe care le deschideți. Noi îi așteptăm cu drag, au participat și în anii trecuți. Și în practică la muzeu și în practică arheologică și cei care sunt pasionați de muzeologie, să așteptați cu drag. Chiar avem în derulare un asemenea proiect, așa cum bine cunoști și tu, și săptămânal sunt câte 2 sau 3 studenți ai Facultății de Istorie care pășesc pragul Muzeului Județean. Săptămâna trecută au fost chiar la Galeria de Artă, Galeria de Artă Rudolf Schweitzer Cumpăna, care este tot secția Muzeului Județean Argeș. Și la Laboratorul de Arheologie. La Laboratorul de Arheologie, laboratoarele de restaurare. Sigur că îi așteptăm cu drag. Bine. Vă mulțumesc pentru... Și chiar și elevi pasionați de istorie. De istorie. Pentru că majoritatea șantierilor o să fie în vacanță. Nu? Exceptându-l pe cel de la Vărzaru. În general vara se desfășoară. Exceptându-l pe cel de la Vărzaru, pentru că începem mai. Numai de vreme bună să avem parte. Celelalte vor fi în perioada de vacanță și așteptăm pe cei care sunt iubitori ai Muzei Clio să vină, chiar dacă nu sunt poate pasionați de arheologie, dar să vadă ce înseamnă arheologie. Bine, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, stimați telespectatori. Vă reamintesc adresa la care ne puteți contacta, ne puteți trimite sugestii, istorie@yahoo.com. Sunt Claudiu Neagoie, vă spun la revedere. Rămâneți alături de Observator Antena 1 cu Cristina Munteanu. La revedere!